Bun venit la știri, doamnelor și domnilor, iată care sunt titlurile ediției. Vremea bună își spune cuvântul și în ceea ce privește sănătatea sibienilor. În prima săptămână de supraveghere a sistemului de santinelă, în ceea ce privește gripele și pneumoniile, numărul de cazuri este cu 50% mai mic decât în perioada similară a anului trecut. Medicii de familie din tot județul așteaptă însă sosirea dozelor de vaccin antigripal de la Ministerul Sănătății pentru a da startul vaccinării sibienilor aflați în categoriile de risc. Leban, câinele de salvare al pompierilor sibieni, este campion național la competiția națională de dresaj al câinilor de serviciu din Ministerul Afacerilor Interne. Patrupedul a reușit să-și adjudece cea mai înaltă poziție a podiumului în cel de-al treilea an de participare la acest campionat. AJOFM Sibiu organizează vinerea viitoare o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă pentru absolvenți. Evenimentul se va desfășura concomitent în Sibiu și Mediaș cu începere de la ora 9. Accidentele în care sunt implicați pietonii sunt la ordinea zilei. Oamenii legii spun că astfel de evenimente rutiere extrem de riscante ar putea fi evitate cu ușurință, dacă pietonii ar fi mai atenți atunci când traversează, iar conducătorii auto ar da dovadă de prudență atât de necesară. În județ avem cu 50% mai puține gripe și pneumonii decât în aceeași perioadă a anului trecut. Medicii de familie așteaptă însă sosirea dozelor de vaccin antigripal de la Ministerul Sănătății pentru a da startul vaccinării persoanelor aflate în categoriile de risc. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sibiu spun că în prima săptămână de supraveghere a stării de sănătate a sibienilor în ceea ce privește afecțiunile respiratorii specifice sezonului rece, au fost înregistrate un număr de 1316 cazuri de infecții respiratorii acute. Cele mai multe îmbolnăviri au apărut la segmentul de populație activă cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani. În prima săptămână de supraveghere a gripelor și virozelor din acest sezon au fost raportate 1316 infecții respiratorii acute, adică cu circa 50% mai puține față de cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește afecțiunile pulmonare, numărul de cazuri raportate în prima săptămână de santinelă este de 217 cazuri. În aproape 30% dintre acestea a fost nevoie de internare, fiind vorba despre copii cu vârsta de sub un an. Chiar și așa, numărul îmbolnăvirilor este semnificativ redus comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În prima săptămână de supraveghere au fost raportate două suspiciuni de gripă. Medicii de familie din tot județul așteaptă ca Ministerul Sănătății să livreze cantitățile promise de vaccin antigripal pentru a da drumul campaniei de imunizare a populației aflate în categoriile de risc. Vorbim aici despre femei însărcinate, personal medical, bolnavi cu afecțiuni cronice, vârstnici de peste 65 de ani și persoane aflate în centrele de ocrotire socială. Leban, câinele de salvare a pompierilor sibieni, este campion național la concursul național de dresaj al câinilor de serviciu din Ministerul Afacerilor Interne. Patrupedul a reușit să-și adjudece cea mai înaltă poziție a podiumului în cel de-al treilea an de participare la acest campionat. Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Sibiu nu are doar pompieri de elită, ci și câini de salvare la fel de valoroși. Leban, spre exemplu, cel mai vechi câine de căutare salvare al ISU, a reușit zilele acestea să obțină locul întâi la campionatul de dresaj al MEAI. Alături de conducătorul său Andrei Constantin, patrupedul a reușit să facă spectacol la campionatul de dresaj al câinilor de serviciu din MEAI, la secțiunea câini de căutare salvare în mediul urban. Acesta a fost cel de-al treilea an de participare la acest concurs. În anii anteriori, Leban a reușit să obțină doar locul 2 al podiumului. În cei 10 ani de viață ai săi, patrupedul a fost alături de pompierii sibieni la zeci de intervenții pentru căutarea unor persoane dispărute. Deși este considerat veteran la vârsta lui, câinele participă activ la antrenamentele și programele de pregătire specifice împreună cu toate echipajele ISU. AJOFM Sibiu organizează vinerea viitoare o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă pentru absolvenți. Evenimentul se va desfășura concomitent în Sibiu și Mediaș cu începere de la ora 9. Data de 19 octombrie, instituția noastră organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenții promoției 2018 în două locații din județ, și anume în Sibiu și în Mediaș, începând cu ora 9. În Sibiu, bursa va avea loc în cartierul Lazaret, iar în Mediaș, la Casa Schuller din Piața Regele Ferdinand. Agenții economici aflați în căutare de forță de muncă tânără sunt așteptați să-și anunțe prezența la eveniment. Înscrierile se pot face chiar și în ziua în care se va desfășura efectiv acțiunea. Atât participarea operatorilor economici, cât și a viitorilor angajați este gratuită. Obiectivul acestei acțiuni este acela de a crește gradul de ocupare în rândul absolvenților. Bursa este deschisă însă și pentru alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Accidentele în care sunt implicați pietoni sunt la ordinea zilei. Oamenii legii spun că astfel de evenimente ar putea fi evitate dacă pietonii ar fi mai atenți atunci când traversează, iar conducătorii auto ar da dovadă de prudență.
Polițiștii sibieni sunt extrem de îngrijorați de numărul mare de accidente rutiere care au avut loc de la începutul anului și până în prezent și în care au fost implicați pietoni. Oamenii legii spun că astfel de evenimente rutiere ar putea fi cu ușurință prevenite dacă de ambele părți ar exista atenție și înțelegere. În ceea ce privește evenimentele rutiere deja petrecute, vina este împărțită. Pe de o parte sunt pietonii care fie traversează neregulamentar, fie forțează semaforul sau nu se asigură la trecerile pentru pietoni. De cealaltă parte sunt șoferii care circulă cu viteză sau sunt neatenți în preajma trecerilor pentru pietoni. Dat fiind faptul că în ultima perioadă am înregistrat la nivelul municipiului Sibiu mai multe accidente rutiere în care au fost implicați pietoni, le adresăm șoferilor în primul rând recomandarea de a circula cu viteză redusă în preajma trecerilor pentru pietoni, iar pietonilor totodată le recomandăm să se angajeze în traversare numai prin locuri special amenajate și semnalizate corespunzător, numai la culoarea verde a semaforului care li se adresează, iar la trecerile nesemaforizate le recomandăm să pășească pe trecerea pentru pietoni, după ce sunt convinși că șoferii i-au observat și opresc pentru a le acorda prioritate. În ultima săptămână din octombrie, respectiv prima săptămână a lunii viitoare, la Sibiu au loc zilele medicinei de urgență. Cu acest prilej se fac cursuri de inițiere în medicina de urgență. Orele sunt deschise atât celor care activează în domeniu, cât și sibienilor care doresc să învețe să acorde primul ajutor. Timp de aproape două săptămâni, în județul nostru se desfășoară zilele medicinei de urgență sibiene. Evenimentul se află deja la ediția cu numărul 15. Cu acest prilej se organizează cursuri de medicină de urgență. La acestea pot participa atât neofiții, cât și cei inițiați în științele medicale. În perioada 8-19 octombrie, între orele 14 și 16, în fiecare zi de luni până vineri, se fac înscrieri pentru cursurile de inițiere în medicina de urgență, organizate în cadrul simpozionului Zilele Medicinei de Urgență Sibiene. Eveniment se va avea loc în perioadele 26-28 octombrie, respectiv 2-4 noiembrie, în municipiul Sibiu. Evenimentul este organizat de ISM Sibiu, Spitalul Județean Sibiu și Facultatea de Medicină din Sibiu și se adresează atât personalului medical și studenților, cât și persoanelor de orice vârstă care nu dețin cunoștințe medicale. Scopul cursurilor este atât de a promova medicina de urgență în rândul studenților de la facultățile de profil, cât și de a conștientiza populația cu privire la importanța cunoașterii regulilor de prim ajutor. În cadrul evenimentului vor fi prezentate lucrări științifice, vor avea loc cursuri teoretice, ateliere practice și un exercițiu de descarcerare. Circulația s-a desfășurat cu dificultate în cursul zilei de miercuri în zona Veștem. Aici au avut loc lucrări la carosabil. Traficul pe DN7 s-a desfășurat cu dificultate în cursul zilei de miercuri în zona Veștem din cauza intervenției drumarilor. În zona au avut loc intervenții de reabilitare a carosabilului. Cei de la drumuri spun că este o lucrare din cadrul programului de punere în ordine a drumurilor care vizează repararea aproximativ 3.000 de metri pătrați de gropi pe mai multe sectoare din drumul național. Intervențiile din zona Veștem au fost însă finalizate până la lăsarea serii. O șoferiță din Deja a ajuns la spital după ce a cauzat un accident. A intrat cu mașina într-un gard de beton și apoi într-un stâlp. O femeie de 43 de ani din municipiul Dej, în timp ce conducea un autoturism pe strada Bogdan Petricei cu HD-ul din aceeași localitate, a efectuat un viraj la stânga fără a se asigura corespunzător și a intrat în coliziune cu un gard de beton și ulterior a ricoșat, lovind frontal un stâlp de beton. În urma accidentului, conducătoarea auto a suferit răni ușoare, iar autoturismul a fost avariat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, fapte prevăzută și pedepsită de codul penal. Controle pe șoseaua de centură, un tânăr din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal pentru că a condus un autoturism cu numere expirate. Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit pentru control pe șoseaua de centură a Municipiului Alba Iulia un autoturism condus de un tânăr de 28 de ani din Alba Iulia. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că plăcuțele de înmatriculare provizorii ale autoturismului erau expirate, motiv pentru care față de șoferul autoturismului a fost întocmit dosar penal în care este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice,
a unui autovehicul neînmatriculat. Stațiunea Sovata va găzdui în perioada 19-21 octombrie tabăra de creație fotopictură 7 în culori. Acțiunea se adresează tinerilor mureșeni atrași de arta fotografică și de pictură. În perioada 19-21 octombrie, Casa de Cultură a Studenților din Târgu Mureș organizează tabăra de creație fotopictură intitulată 7 în culori. Acțiunea se va desfășura în stațiunea Sovata. Tabăra se adresează tinerilor și în special studenților care sunt atrași de arta fotografică și de pictură. Participanții vor avea ocazia de a afla și învăța cât mai multe despre arta fotografică și despre pictură. Se va pune accentul pe înțelegerea compoziției, tehnicile și materialele folosite, modul de poziționare în raport cu lumina și, nu în ultimul rând, pe creativitate. Teatrul de Stat Constanța va fi prezent vineri 12 octombrie la Gala Comediei de la Galați cu piesa Testosteron. Duminică, actorii teatrului vor juca la București spectacolul Jurnal de România, Constanța. În weekendul care urmează, pe lângă reprezentațiile de la sediu, Teatrul de Stat Constanța a primit două invitații pentru a juca în deplasare. Astfel, spectacolul Testosteron, în regia lui Traian Șoimu, care a avut premiera în luna martie acestui an, va fi jucat în 12 octombrie la Gala Națională a Comediei de la Galați, ediția cu numărul 30. De asemenea, spectacolul Jurnal de România, Constanța, în regia Lidiei Vidu, care a avut multe deplasări, fiind foarte apreciat oriunde a fost reprezentat, va fi jucat duminică, 14 octombrie, la Sala Arcub, în cadrul celei de-a cincea ediție a Platformei Internaționale de Teatru București. La 59 de ani împliniți recent, Silvia Dumitrescu a rămas o figură nonconformistă. Cântăreața are o firă veselă și transmite starea ei pozitivă și celor din jurul ei. Dumitrescu a împlinit zilele trecute 59 de ani, dar e la fel de tonică și de non-conformistă ca în tinerețe, când era pe val în muzică. Interpreta a dezvăluit cum reușește să le aducă zâmbetul pe buze celor cu care se întâlnește. E veselă din fire, iar veselia ei se transmite și celorlalți, indiferent că este vorba despre oamenii cunoscuți sau de admiratori. Am rămas o figură non-conformistă și aduc un zâmbet pe buzele tuturor când sosesc într-un loc cu oameni dragi, cu colegi, prieteni, dar și când ies pe stradă sau merg la un eveniment. Pur și simplu, veselia vine odată cu mine. E felul meu de a fi. Sunt mereu gata de voie bună să împac oamenii, să fie bună dispoziție, pentru că sunt un om vesel, a declarat Silvia Dumitrescu. Chiar este rea, asta e lumea mea. Este dintr-una parcă un coșmar. Ceartă, frică și scandal. Vis de dimineață, e urgent extraveral. Poate eu, poate tu. Cine-i vinovatul, se decide acum. Luptă să trăiești. Dacă n-ai putere, riști acum să te oprești. Lume! Fii este rea, asta e lumea mea. În Alpii Austrieci s-a deschis un muzeu dedicat agentului 007 James Bond. Muzeul, construit la peste 3000 de metri altitudine, este deschis vizitatorilor din întreaga lume. Elements este numele locului care a fost amenajat special pentru celebrul personaj de film. Muzeul e situat în clădirea restaurantului unde s-au filmat o parte din scenele peliculei Spectre. Spațiul dedicat lui James Bond a fost construit la 3048 de metri altitudine în Alpii Austrieci. Admiratorii
personajului și ai seriei de succes Band vor putea găsi aici o multitudine de galerii high-tech interactive care îl vor purta în universul lui 007. Muzeul cuprinde și o expoziție de mașini conduse de actorii care l-au interpretat pe James Bond, imagini video cu scenele filmate aici, recuzite de film, costume și ținute originale purtate de actorii din film. Daniel Craig a confirmat că va juca rolul agentului James Bond și în cel de-al 25-lea film al acestei francize, după luni întregi de frământări. Producătorii au anunțat că noul film Bond va fi lansat în 8 noiembrie 2019 în Statele Unite ale Americii. Doamnelor, domnilor, aici punem punct știrilor. Sunt Monica Chiseliță și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. La revedere!